Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația logarit din baza 2 din 2x este egal cu logarit din baza 2 din 1 plus x. Condiția de existență este că 2x mai mare decât 0 conduce spre x mai mare decât 0, așadar x aparține intervalului 0 și plus infinit. Cel de-al doilea logarit, cea de-a doua ecuație, 1 plus x mai mare decât 0. Îl trecem pe 1 dincolo de inegalitate cu un semn schimbat, asta conduce spre x mai mare decât minus 1. Așadar, x aparține intervalului minus 1 plus infinit. Dacă vrem să vizualizăm această situație a celor două intervale pe axa numerelor, vom observa că în partea stângă minus infinit, în partea dreaptă plus infinit, zero este pentru primul interval. Deci 0 plus infinit și respectiv minus 1 pentru al doilea tip de interval. Observăm că cele două se intersectează. Așadar, observăm că domeniul de definiție este între 0 și respectiv plus infinit. Să trecem la rezolvarea celor două ecuații. Logarit din baza 2 din 2x este egal cu logarit din baza 2 din 1 plus x. Observăm că în membru stâng avem logarit din baza 2 și în membru drept tot logarit din baza 2 înseamnă că au aceeași bază, echivalent cu 2x este egal cu 1 plus x. Din membru drept în membru stâng îl trecem pe x, dar cu semn schimbat, echivalent cu 2x minus x este egal cu 1. Așadar, conduce spre x este egal cu 1. Și, într-adevăr, aparține domeniului de definiție între 0 și plus infinit. Deci, și pe axă, acest număr se regăsește pe acest interval, înseamnă că el aparține domeniului nostru, domeniului de definiție pe care noi l-am aflat la condițiile de existență.